Datele din sistemul de achiziții publice prin care instituțiile bugetare cumpără servicii și bunuri arată foarte clar. În ultima săptămână din octombrie a acestui an, numărul achizițiilor s-a dublat față de perioada similară a anului trecut. În 2022, între 23 și 30 octombrie, instituțiile publice au încheiat direct din sistemul de achiziții publice 10.400 de contracte, în valoare de 77 de milioane de euro. Anul acesta, în aceeași perioadă, au fost aproape 20.000 de achiziții de 173 de milioane de euro. A fost de altfel ultima șansă pentru instituțiile bugetare să mai achiziționeze mobilier, servicii de consultanță sau reparații generale ori renovare. De la 1 noiembrie a intrat în vigoare ordonanța de reducere a cheltuielilor prin care sunt interzise astfel de achiziții. Reprezentanții coaliției au explicații pentru acest comportament. E o chestie naturală pentru că, eu știu, mulți din colegii mei de OAT-uri mai mici s-au speriat că nu vor mai putea achiziționa nimic până la sfârșitul anului din categoria produselor nominalizate prin această ordonanță de urgență și s-a creat și o mică panică. Nu cred că e o chestiune generală, sunt oameni responsabili. Trebuie să ne uităm extrem de serios ce fac acești oameni cu banii, pentru că dacă continuă investiții începute pentru ridicarea calității vieții în comunele și orașele respective, nu cred că e un lucru rău. Totuși, primarii de orașe și municipii atrag atenția că interzicerea cheltuielilor cu studii și expertize pentru finanțarea unor proiecte cu fonduri europene este o greșeală și cer Parlamentului să o corecteze atunci când ordonanța va ajunge în dezbaterea Camerei și Senatului. Spiritul era să nu se atingă nimeni de proiectele europene și tocmai prin această decizie a guvernului, practic se blochează timp de 2 luni de zile orice lucrare care ar putea să pregătească achizițiile de noi bani pentru finanțarea proiectelor de investiții europene. Ordonanța de reducere a cheltuielilor bugetare a fost aprobată la sfârșitul lunii octombrie ca măsură suplimentară pentru ca guvernul să se încadreze în țintele bugetare convenite cu Comisia Europeană.